între toate artele, de a exprima lucruri diferite în același timp, fără ca din asta să devină o confuzie, fără să creeze o confuzie, cum evident uneori aceste lucruri se folosesc ca și efect la teatru. Adică, dacă eu citesc un fragment și tu citești un fragment și o facem cu un decalaj de 5 secunde, se obține o cacofonie. Evident. Dacă le citim însă așa cum ele sunt compuse, aceste două linii se pot întregi una de alta, fără ca nici una să-și piardă personalitatea proprie. Aici este, într-un fel, dacă vrei, și trimiterea la psihicul uman. Faptul că noi avem două emisfere, faptul că suntem împărțiți în că avem două mâini, avem două picioare și, într-un fel, balansul se face pe această bipolaritate între elementele gândirii și a construcției corpului nostru. Noi putem gândi în paralel, cel puțin în două direcții, fără ca să ne contrazicem, cel puțin în două direcții. E bine, contrapunctul a evoluat și de la două linii melodice suprapuse a evoluat la trei, la patru, la șase, așa încât în școala flamandă din secolul XV-XVI s-a ajuns până la 36 de voci. Evident că toate acestea erau speculații, mai mult să citeau pe hârtie decât să puteau percepe, se simți, dar întrucât psihicul uman nu are capacitatea, s-a probat de altfel decât după un exercițiu îndelungat, să ajungă să perceapă sau să distingă până la trei, hai să spunem, patru voci. Pe vremea lui Bach ne aflam încă în plină exprimare barocă, polifonică, a moștenirii vechi baroce, renascentiste, care la Bach ajunge la culmea absolută a tehnicii contrapuntice și acestei forme a fugii, care folosește tehnica contrapuntică. Ce înseamnă o fugă? O fugă se bazează în general pe o temă. O temă care se cheamă subiect. Această temă este apoi preluată succesiv de toate vocile care intră în planul compozitorului. Compozitorul își face un plan la început. Zice, să fac o fugă pe trei voci sau să fac o fugă pe patru voci. Înseamnă instrument sau nu? Voce sau instrument este exact. Nu vorbesc de când vorbesc despre voce, vorbesc despre o linie melodică. Ea poate fi vocală sau poate fi instrumentală. Dar poate fi preluată de suflători de lemn, suflători de... Dar de altfel, contrapunctul sau muzica instrumentală are ca și origine muzica vocală. Muzica instrumentală nu s-a născut ea de sine stătătoare, ci a fost o transcripție practică a muzicii vocale, dar prin mijloacele perfecționate, mai complexe, ale instrumentelor față de voci, ele au ajuns, instrumentele, să exprime forme vocale vechi, cum erau motetele. Motetele, de fapt, erau un fel de fugi vocale, dar ele au fost încetul cu încetul transcrise pentru instrumente. S-a renunțat la cuvinte în felul acesta, pentru că motetele, oricare voce cântată, avea și un suport vocal. S-a renunțat la imixtiunea, ca să zic așa, a literaturii sau a gândului sau a conceptului filozofic. A imaginilor care vin atât cu vocale. S-a trecut la abstracția instrumentală de asta. A fost un mare pas acest lucru în istoria muzicii, a fost un enorm pas în dobândirea independenței de către muzică față de celelalte arte. O operă, care se putea numi fugă, trebuie să aibă un subiect care să fie expus măcar o singură dată la toate vocile participante. Perfect. Asta înseamnă o fugă. La subiect de multe ori se adaugă, în momentul în care vocea primă și-a epuizat discursul subiectului și adică îl transmite, exact, și îl transmite acest subiect următoarei voci. Vocea primă continuă, dar continuă nu cu subiect, și continuă cu un contrapunct care este altul, cu un contrapunct cu o melodie care este alta față de subiect, subiectul fiind preluat de o altă voce. Derivată din asta? Nu. Poate să fie... Poate să fie total independentă și de cele mai multe ori este independentă și formează cam ceea ce peste 100 de ani se numea tema a doua la o sonată. Formează o altă idee, care apoi a prins chiar și un nume și s-a numit contrasubiect. Acest contrasubiect a putut să existe sau nu? Putea să fie ca un contrasubiect, să numea contrasubiect atunci când acest contrapunct nou, această linie nouă de continuare a subiectului, se repeta de câte ori a preluat și de vocea următoare. Deci devenea un contrapunct obligatoriu și pentru celelalte voci care se expuneau subiectul și apoi o continuă. În momentul în care fiecare voce, după ce își termina expunerea subiectului, trecea pe o altă linie melodică decât prima, ala se numea contrapunct liber. Din acest joc infinit de melodii, se creează o ambianță, să-i spun așa, de sonorități,
de idei mai ales și de construcție în cele din urmă, pentru că fuga are și un plan în timp, așa cum îți povesteam de la bun început, care dă o formă unitară, completă și de sine stătătoare pe care noi o numim fugă. Perfect. Am deschis aici cărticica care însoțește o interpretare a lui Bergel la arta fugii, în viziunea lui, ca să încercăm să spunem celor care ne privesc cum arată arhitectura acestei bijuterii, da, arta fugii. Bine, așa cum a alcătuită din 18 fugi. Alcătuită din 18 contrapuncte, le numește Bach, nici măcar nu le spune fugi. Le spune contrapuncte pentru că el folosește și forma de canon în afara fugilor. Și atunci le numește contrapunctul 1, 2, 3 până la 18. Aș vrea să sugerez telespectatorilor arhitectura bogată, complexă și riguros geometrică în raport cu inversiuni, reluări și așa mai departe a acestei lucrări. Hai să le luăm cu rândul. Bach și-a împărțit fugile pe diferite modalități de elaborare. Un prim ciclu de 4 fugi tratează subiectul, primele două, într-o mișcare normală, originală a subiectului pe care și-l alege. Următoarele două, 3 și 4, răstoarnă subiectul. Respectiv, ce înseamnă, ce înseamnă răsturnare? Este ca și când la mijloc ai avea între cele două linia de reflecție. Avea o linie de proiecție, o oglindă. Și ceea ce merge în sus aici se oglindește în jos dincolo. Așa încât totul poate fi privit în oglindă. Și atunci, primele 4 fugi sunt fugi simple, așa numite simple, sunt foarte complexe, da, fiecare dintre ele, dar în primele două folosește niște subiectul în mișcare, noi o numim directă, muzicienii, deci așa cum a fost, originală. Iar în celelalte două, în 3 și 4, cu subiectul inversat. Contrapuncturile, cele libere, respectiv continuările subiectelor, sunt foarte variate. Iar caracterul fiecare din aceste 4 fugi este totalmente schimbat față de celălalt. Fiecare și are personalitatea lui. Asta este primul grup de 4. La acesta urmează un alt grup de 3 fugi care folosește același subiect. Acest grup folosește, de altfel, tot arta fugii folosește același subiect. Aici este măreția lucrului, da? Folosește același subiect, dar cum? În fuga 5-a o folosește atât direct cât și inversat. În aceeași fugă. În aceeași fugă. Într-o succesiune foarte inventivă, ca să zic așa, în fuga a șasea, același lucru, direct și inversat, dar în același timp, micșorat, deci cu valori ritmice de două ori mai scurte față de original. Așa încât cele două subiecte prind nu numai două aspecte, ci 4 aspecte, pentru că sunt pe de o parte, în direcție originară și contrară, pe de altă parte în valori temporale prescrise originale, dar și micșorate de două ori, așa că are 4 subiecte, iar în a treia fugă, în a șaptea, în a treia din timpul al doilea, în a șaptea, lucrurile se petrec la fel ca între a șasea, în plus le folosește și în valori mărite, așa încât subiectul prinde 6 aspecte diferite. Și cu asta a terminat ciclul fugilor, să-l numim simplu. Asta e prima parte, da? Asta e o prima parte formată din 4 plus 3. Ține minte și această relație numerică, pentru că o să revenim la asta. Urmează un al doilea ciclu de alte 4 fugi, care sunt fugi politematice. Ce înseamnă o fugă politematică? În loc să aibă un singur subiect, are 2 sau 3 subiecte. Așa încât fuga 8 și 9. Sunt fugi duble, cu 2 subiecte, din care întotdeauna al doilea subiect este subiectul principal al ciclului. Introduce întâi o temă nouă, o face o fugă întreagă cu ea, apoi introduce tema veche peste tema nouă. Deci face o temă, și pe care la rândul ei o face o fugă întreagă din a doua și iar în 10 și 11 ajunge la culminația acestei tehnici, încât construiește 2 fugi triple. 10 pe 3 voci, iar 11, ca să ajungă și mai sus, pe 4 voci. Deci fugi cu 3 subiecte, care fiecare dintre subiecte este tratat ca o fugă independentă, a doua fugă în care îi spune subiectul nou al a doua fugii, o suprapune și apoi îl suprapune peste primul și în sfârșit subiectul original, care vine și se suprapune, odată este tratat în sine și după aceea în complexitatea celorlalte 2 subiecte suprapuse. Cu asta se încheie un prim ciclu, o primă parte mare, să-i spunem, al acestui monument cu fuga 11. Care are un